Și aici Apostolul Pavel spune celor din Corint următoarele cuvinte. Și vreau să ziceți dumneavoastră împreună cu mine acest verset. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Amin. Amin. Acesta aș vrea să fie motoul bisericii noastre pentru anul 2016. Împreună pe urmele Domnului Iisus. Amin? Amin? Nu eu doar pe urmele Domnului Iisus, nici voi doar pe urmele Domnului Iisus, nici unii dintre noi doar pe urmele Domnului Iisus, ci cu toții împreună să pășim cu consecvență pe urmele Domnului Iisus Hristos. Amin? Amin. Și o să vedeți că în alte epistole pe care Apostolul Pavel le-a scris, acest apel revine mereu și mereu, dar duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, o să privim în Evrei, capitolul 6, în Filipeni, capitolul 4, în 1 Timotei, capitolul 3, alte pasaje din Scriptură în care suntem încurajați să trăim o viață în permanență în urma Domnului Iisus. Urma Domnului Iisus Hristos. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus. Vreau să spun că atunci când am ales acest motiv pentru biserica noastră, am avut un moment de zi.